Iubiți credincioși, mă vedeți aici în ținuta asta. E ținută de muncă, dragii mei. Ce am eu aici? Căștile le pun la urechi. Ce am eu aici? Hamul pentru motocositoare. Păi mă lup cu buruienile ăștia și am să vă spun ce am învățat eu, la ce concluzie am ajuns după ani de muncă aici. Cu pământul și cu buruienile să nu te pui că te vor birui. Păi priviți, dragii mei, într-un loc unde nu m-am dus, că n-am avut timp, cât au putut să crească buruienile ăștia. Uitați-vă, sunt cât mine. Iacă-te. Deci, sunteți de acord cu mine, nu? Asta e situația. Și apoi, ia uitați-vă, când am plinit 66 de ani, au venit la mine 3 credincioase și mi-au adus drept cadou această troiță. Era băgată în mașină. Părinte, de ziua dumneavoastră la mulți ani, v-am adus un cadou. Ridică portbagajul de la mașină, break era autoturismul și văd troița asta. Mi s-a umplut sufletul de bucurie. Dragele mele, o voi duce la țară unde mă duc mereu la muncă. Și ele au fost fericite că mie îmi place. Am luat-o și am pus-o aici în această curte. De ce? Pentru că ea este bogăția acestei curți. Este binecuvântarea lui Dumnezeu peste curte, dragii mei. Nu mai punem la socoteală că în această comună, în acest sat unde sunt acum, biserica a ars definitiv. Nu mai e nimic acolo. Și bucurie mare când intră cineva, vine în vizită la mine, că merge la cruce, se închină și sărută picioarele lui Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne, apără-ne, păzește-ne, miluiește-ne, Doamne. Și vreți să vedeți și binecuvântare. Iată ce roșii sunt aici. Priviți-le, dragii mei. Dar așa sunt roșii bio, dragii mei. Bio, nu sunt stropite cu absolut nimic. Am bucuria de a mânca și eu o roșie așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Priviți-le, dragii mei. Iată, ce frumos, ce minunat. Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ești comoara sufletelor noastre, Tu ești viața noastră, Doamne, Tu ești tot și toate, ale Tale dintr-o ale Tale. Ție Ți aducem de toate și pentru toate. Doamne, și slavă Îți dăm acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.